Am o întrebare, că asta așteptam. E unul și dintre motivele pentru care, Bănel, te-am invitat astăzi. Tu ai fost victima rasismului. Foarte mult. Da? Cum? Povestește-ne puțin înainte să spun. Că cea mai tare a fost la Timișoara, când am plecat de la Timișoara la Steaua, că se numea Steaua atunci, și am venit meciul turb la jumătatea campionatului, am jucat la Păbega. Și când îți făcă 45.000 de oameni, strigau într-un an numai țigan. Nu pot să cred. 45.000 de oameni? A fost adunul plin. Țiganul, da. La fiecare atingere. Tu fusesei la Timișoara, nu? Da, din minutul 1 până în minutul 90 sau 90 plus. Bun, tu ești cu zâmbetul pe buze, dar n-aș vrea să fiu în pielea ta. Ce simți ca... Vă dați seama că nu este ok, dar nu numai pe Bega. Pe toate stadionele unde am jucat cu Steaua. Crezi că ai fost, ca să zic așa, în ultimii ani când ai jucat, sau cel puțin din când ne aducem aminte, cred că ai fost campionul la rasism? Cu siguranță. Nu? Adică cred că ai fost numărul 1, nu? Pentru că am și jucat la cea mai iubită echipă din România și vă dați seama că nu este ușor. Ai fost clar numărul 1 în atacurile rasiste, nu clar, jucător. Clar că am fost atacat din toate părțile. Nu, eu nu mi-aduc aminte, am mai fost aici. Nu, păi știi de ce? O echipă la Steaua care naște pasiuni, indiferent unde se duce, se ducea peste tot în calitate de adversar pe terenul altor echipe. Clar, român, înțelege tot. Deci, gândiți-vă că și când jucam la Furești, mă ceam pe alte stadion la fel. Pentru că am jucat la Steaua și toți mai au gândit la pe ei. Ai fost cel mai atacat rasist fotbalist din Liga 1, este? Da, dar nu s-a luat nicio atitudine. O singură dată a fost un caz la Timișoara, în care m-au întrebat, dar din respect față de oameni, pentru că oamenii mi-au oferit șansa de a juca, da, de a debuta în prima ligă, nu am făcut-o. Ce n-ai făcut? Adică n-ai făcut... Am declarat că m-au auzit. M-au întrebat. Ce ai auzit ceva? Zic, m-au auzit nimic. Uh-huh. Dar cum te simți ca om, Bănel? Bine, atunci, în momentul ăla, nu o gândești. Dar pe când se trebuie meciul, stai seama că nu ți este ușor să auzi 40.000 sau 10.000 de oameni sau 1.000 sau 200 să strigi într-una țiganul cu tare, țoară și așa mai departe. A fost vreodată să te doară tare încât aproape să, cum să spun, să-ți dea lacrimile de umilință? Pentru că e umilință. Cred că cea mai... Nu am simțit la Timișoara unde am fost 40 ceva de mii de oameni. Da. Unde am simțit cea mai tare a fost la Urziceni. Așa. Dar era un grup format din anumiți oameni în care strigau non-stop. Dar așa cu ură. Adică una e când ai ceva... Da. Bine, rasismul nu e harsliu sau comic niciodată. Nu. Rasismul, dar, un flagel și o mizerie, e o crimă. Rasism. Sincer, eram la încălzire. Erai la Steaua, nu? Ai jucat la Urziceni, dar erai la încălzire. Când a luat Urziceni campionatul în anul ăla. Da, erai la încălzire. Eram încălzire și îmi jurau non-stop. Ei, în momentul ăla când m-am dus la baie după încălzire, am plâns, n-am mai putut. Adică am simțit eu... Da. Și atunci m-am descărcat așa ușor. Ai plâns, la baie, da. Sincer, a fost singurul moment. Și cum ai jucat? Meciul, cum ai... ți-a afectat prestația? Am fost foarte slab. Meciul am fost foarte slab, sincer, da. Dar ce... Deci, toate mele n-au mai fost și... Nu, dar de ce ai plâns? Mă gândeam tot timpul la ideea, uite-mă. M-a durut. Că nu mi-a fost așa ușor. Dar de ce ai plâns? Ei văzut că o făceau cu ură? Cu ură, da. Din toată inima o făceau. Uh-huh. Adică niște... Adică au încercat să mă fac încât să nu mai joc Scuză-mi expresia, și mi-o asum expresia, niște rasiști nenorociți. Mi-o asum. Da. Păi nu, despre asta vorbim. Vă dați seama și pentru mine, nu mi-era ușor, da? Să văd... la încălzire sau oriunde mă duc să mă facă. Dar în momentul ăla a fost pentru mine greu, la Urziceni. Era un grup format din câțiva și din momentul ăla când am ieșit prima oară pe teren, mă înjurau într-una. Te-au înjurat tot țiganule? Sau? Numai țigancioară, nu mă scăteau. Și mor și în fel. Da. Dar atunci n-am mai putut să mai mă abțin. După încălzire m-am dus. M-au văzut anumiți colegi, bă, stai liniștit, m-a luat și dică și toată lumea, stai liniștit. Și ai plâns la baie, a? La baie, da, n-am mai putut, m-am închis în baie, mai erau vreo 5-6 minute, știți că înainte de meci, mai sunt 7 minute în care ne pregătim, până fără arbitru, până un alt apărător. Am intrat frumos, am plâns, m-am spălat pe oi, m-a văzut masior, ce s-a întâmplat? Zic, nimic, stai liniștit, era ăsta nea Fanny. Și zic, stai bine, nu e nicio problemă. Băi, ți-a întâmplat ceva cu tine? Zic, nu. Am spus, apoi și m-am intrat la meci. Asta e.
Dar atunci a fost momentul meu așa mai dureros, să zic, în care m-a afectat și nu am mai putut să controlez suferința. Sufletul tău, nu ți-ai mai putut controla sufletul. Da. Adică a fost prea mult, prea mult. Mare umilință și oamenii ăia nu pățeau nimic și tu erai, practic erai neajutorat, că asta era de fapt problema. Clar, clar. Da? Că se zice, nu, doamne, poate să vină suporterul, nu-ți de acord cu asta. Ești de acord cu asta că dacă a plătit biletul poți să fac orice? Nu, nu sunt de acord. În primul rând, tu trebuie să susții echipa ta, să o încurajezi și să fii lângă ea. Nu să înjuri un om de altă culoare, că suntem toți egali. Și aici trebuie să avem un respect. Până la urmă, ce s-a întâmplat și la Sfântul Gheorghe, vezi și noi asta. Ești de acord cu ce s-a întâmplat cu Andrei Chivulete? Un exemplu, da? Un exemplu. Dar, na, te și gândești că până la urmă, jucătorii ce vinau. Că acolo ajungem. Ce a venit? Datorită unor oameni care vin intenționat să facă anumite lucruri, care să nu ajute fotbalul în primul rând, atunci ajungem să fim suspendați sau altceva. Să pierd un meci în care tu joci și îți dorești să câștigi meciul ăla. Să poți să pierzi un obiectiv. Da, trei puncte foarte importante. Calificarea, play-off-ul, campionatul. Și pentru echipă să fie un avantaj. Cum e Sepsi în momentul ăsta. 3 puncte pentru el sunt foarte, foarte importante. Da. Ți-a venit vreodată să ieși de pe teren? Sau să te duci la ei la tribună să vorbești cu ei? Să... Ce la să vorbești? Că sunt la Urzicen... Întreb, nu știu ce este. Ce n-ai face să vorbești? Să sar tu la ei. La meci cu Urzicen am avut, sincer, au fost 20 minute de încălzire. Adică mă înjurau într-una, nu am mai... Și am vrut să mă duc. Adică am avut intenția să mă duc, trec la casă și zic, bă, ce aveți, mă? Ce-i cu mine? Ce-i? Ce se întâmplă? Ce ți-am furat din casă? Ți-am luat ceva? Nu. Și atunci ce-ai cu mine? Mai ales că erau din zona aia mea. Erau oarecum aproape de Urzicen. Dar, na. În Franța ai avut probleme? În Franța nu. Niciun fel de probleme? Nu. N-a fost rasism în Franța? Nu am avut nici cea mai mică. Bine, sunt... Eu am prins momentul ăla, acum și brâd. Toți romii se întorceau în România, da? și am plecat. În Franța. Și deja s-a făcut un articol. Da. Voi trimiteți românii romi în România și voi cumpărați rom. Adică a fost... Deci culmea, nu suporterii, ziariștii au fost rasiști. Da, da, a fost un subiect chiar 2-3 zile. Da, da, da. Grotesc, nu știu dacă mai am eu zero acasă. Cum? Ce? Aveam zero acasă. Da? Da. Nu știu, și așa au zis? Expulzăm, exportăm romii înapoi în România și voi ați cumpărat un rom. Și voi ați cumpărat rom. Da. Și am spus în romul ăsta să vă demonstreze că o să-l iubiți. Auzi, tu ai avut și un episod de genul ăsta la dubla aceea rapid cu Steaua din Cupa UEFA? Pe Giulești? Nu. Sincer, nu. A fost un moment în care... Ceva. Acolo erau normale. Sunt, meciul tur de pe Giulești. Deci, când am dat gol. Da. Când am dat gol, nu am avut nicio problemă, sincer. Am văzut ce au scris de Pitu. Am văzut incredibil. Ce au scris. Da, grotesc. Da, spune tu. Da. A zis că a făcut o glumă. Da. Un fost cum să faci oficial, o glumă să-i zici politician. Că se poate recalifica cerșător profesionist. Da. Că dacă nu îi merge treaba cu echipa, se poate recalifica cerșător profesionist. Ce glumă e asta? Da. Un fost om politic, da, o influență în zona respectivă. Exact. Ce s-a astea la... Bine, ăștia, la ăsta ai pretenții. Niște politicieni cinici care nu interesează decât să-și adune electorat, să dea bine la o anumită parte a electoratului și așa mai... Teoretic ar trebui să fie niște oameni inteligenți. Ăștia care l-au făcut pe Bănel în toate felurile sunt niște retarzi. Și îmi asum termenul. Cum mi-am asumat și eu? Sunt unii care, ei să gândesc că dacă îi strigă lui Bănel că e negru, că e african, că e cum e el, domne, fac un bine echipei lor, că îl scot din formă pe Bănel și o să joace prost Bănel și așa mai departe. Ei nu să gândesc la consecințe. Nu să gândesc la faptul că ești mai nebronzat, mai blond, mai șaten, mai brunet. Făcând o glumă, știi cum e, am stat mai mult la soare și stai mai mult în casă. Da. Adică, bă, nu poți să chiar să uzezi de toate mijloacele pentru a câștiga un meci de fotbal.